Astăzi, la Alba Mall a avut loc cea de-a cincea ediție a târgului Aleia. Evenimentul se întinde pe durata 2 zile și va prezenta echipamente și servicii complete legate de energia din surse regenerabile. Expoziția Aleia este amenajată în incinta Alba Mall, atât în holul central, cât și pe galeriile adiacente și așteaptă cât mai mulți vizitatori. Acest târg reprezintă un pas important către dezvoltarea pieței locale în domeniul aplicațiilor la scară mică și vizează energia din surse regenerabile. Pe durata celor 2 zile vor fi expuse instalații eoliene, panouri solare, pompe de căldură, turbine pentru microhidrocentrale, centrale termice pentru biomasă și multe alte aplicații legate de energia obținută din surse regenerabile. Pentru a facilita publicului o legătură directă cu tehnologiile legate de acest domeniu. A realizat că în România și în județul nostru este posibilă dezvoltarea afacerilor, iar noi vom câștiga din toate aceste soluții. Dar, repet, în continuare, este importantă că rămâne ideea de târg. Cum a început bine, a continuat, am avut sincope și avem și acum din datorită crizei. Din păcate, legislația în România este bună, apreciată ca dovadă, mari investitori pe eolian sunt foarte prezenți, au explodat practic în România, în Dobrogea. Din păcate, și o spun cu foarte mare răspundere, la nivel de mici comunități, la persoane fizice, la instituții, legislația trebuie puțin adăugată, există, nu-i dusă până la capăt. Unul din elementele de maximă atracție îl constituie salonul Eco Inventica, dedicat inventatorilor și coordonat de Justin Capră, unul dintre foștii colaboratori ai lui Harry Coandă. Avem în vedere tineri de fragede până la maturitate, care au dat și care sunt reprezentanți chiar la nivel internațional a unor idei, a unor lucrări. Particip la tot ce este legat de inventică, de saloane, de conferințe, să putem impulsiona și să arătăm că acest popor are mari valențe pe care nu și le-a fructificat. Expozițiile pot fi vizionate doar la Alba Mall astăzi până la ora 20 și mâine până la ora 19. Pe lângă toate acestea, organizatorii au pregătit și un spectacol pentru copii, o tombolă cu premii și o întâlnire cu marii inventatori români.